Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și așa cum am promis, mă întorc cu un foarte scurt tutorial în care să vă arăt modul în care putem lucra șnurul simplu de macrame. Însă eu voi folosi firul Bravo pentru că acest fir l-am folosit pentru a face tortița coșulețului iepuraș. Eu, așa cum vă spuneam, vă voi arăta modul în care se lucrează. Este mai greu un pic începutul, dar încercând, sunt sigură că veți reuși și dumneavoastră. Deci, vom începe lucrând un total de 4 ochiuri de lanț. Am deja 1, al doilea, cel de-al treilea și cel de-al patrulea. În momentul în care am făcut aceste 4 ochiuri de lanț, mă voi întoarce aici, în primul ochi de lanț pe care l-am făcut și voi trage firul prin amândouă, în felul acesta. Apoi voi întoarce lucrul și, după cum vedeți, aici ne-au rămas 2 ochiuri de lanț. Noi vom intra doar în prima jumătate a acestor 2 ochiuri de lanț și vom trage firul prin ele. Să lăs un pic mai lărguț să putem lucra. După cum vedeți, acum am din nou 2 fire pe croșet. Le voi închide pe amândouă. Voi întoarce din nou lucru și voi intra în aceste 2 jumătăți de ochiuri care s-au format aici pe o parte a acestui șnur. Și din nou voi trage firul prin ele, voi închide, voi ține mereu un fir aici pe croșet, voi intra din nou, întorcând, după cum ați văzut lucrul, voi intra în aceste 2 jumătăți care se formează, întorcând mereu lucru, vom lucra în felul acesta. Nu este greu de făcut, dar important este să încercați și să nu lucrați foarte strâns, căci dacă lucrați foarte strâns, veți avea dificultăți în momentul în care veți dori să introduceți croșetul aici pe o parte. Acesta este modul în care se lucrează șnurul simplu. Normal, el se lucrează din macrame. Așa cum vă spuneam, eu am adaptat pentru a face tortița coșulețului. Ați văzut că am făcut în două culori, alb și culoare nude. Sper că reușiți să vedeți bine. Uitați-vă, încet, încet, firul prinde contur. Nu știu cum este timpul acasă, aici este foarte urât, plouă în continuu de câteva zile, este frig. Uitați-vă cât de simplu este. Eu acest șnur am învățat să-l fac singură. Ani în urmă, când eram în țară și lucram în magazin, la un raion din magazinul unde lucram, era o doamnă, doamna Teofilia, care lucra macrame. Uitându-mă la ea, am învățat să fac acest tip de șnur. L-am învățat singură,
doar uitându-mă, am vrut să încerc și eu, și în momentul în care reușești să înveți singur ceva, este o mare satisfacție. Uitați-vă, acesta este modul în care se realizează șnurul simplu. Și făcând acest tip de șnur, dumneavoastră puteți face tortița coșulețului exact în același mod în care am făcut-o și eu. Deci, cum ați văzut, am avut două bucăți de șnur cu lungimea de aproximativ 35 de centimetri, cea albă și cea roșie, pe care le-am împletit între ele și apoi, după cum ați văzut, le-am lipit pe firul metalic și astfel am dat stabilitate tortiței coșulețului. Eu sper că v-a fost de ajutor. Sper să scuzați dacă ultimul tutorial nu a fost chiar atât de reușit. Am lucrat seara târziu după o zi de muncă. Am terminat târziu, era aproape miezul nopții. Când am terminat, eram și extrem de obosită. Însă sper ca în continuare să mă susțineți și să apreciați cât de puține eforturi pe care le fac. O zi bună tuturor și vă mulțumesc!